Astăzi, la ora 18, a expirat avertizarea meteorologică emisă de către Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie. Codul galben de ploaie a vizat județul Alba și alte 10 județe din sudul Transilvaniei și din partea de nord a Munteniei, în zona Carpaților meridionali. În urma ploilor, în zona vizată de meteorologi, s-au înregistrat importante cantități de apă, ajungând până la 50 de litri pe metru pătrat. În celelalte regiuni ale țării, cantitățile de apă au depășit izolat 15-20 de litri pe metru pătrat.